De fapt, sunt foarte simple. E o mare fericire al tău copil să nu nimerească cu foarfinca în ochi și în ajunul Paștelui să nu-l duci la spital și să nu-l opereze. E o mare fericire. Dar e o mare fericire dacă se întâmplă această nenorocire, aș spune eu, să dai peste un medic foarte bun care să-i facă o operație reușită și să-i restabilească ochiul la 100%. Uite, asta este o simplă fericire de mamă. Credem atunci când prinzi gustul banilor, cel mai important lucru, cred eu, e să ții minte întotdeauna că totuși acest sentiment, acea senzație de fericire nu poate să fie adusă doar de bani. Cred eu, lucruri mult mai simple și lucrurile, sau mai bine zis, lucrurile foarte simple, foarte firești, cele care ne înconjoară în fiecare zi, pot să ne dea o mare emoție și un mare sentiment de fericire și eu sunt sigură că nu banii aduc fericirea. Banii doar ne dau o mare libertate, e adevărat, și ne dau posibilitatea să ne atingem scopurile, visele, dar nu fericirea adevărată. Am vrut să schimb ceva, da, am înțeles că dacă nu schimb în acel an, o să-mi fie mult mai greu să schimb mai departe și mi se lăsau mânele tot mai jos. Familia m-a ajutat, prietenii m-au susținut. Și uite, cam asta. Una foarte simplă, nu mâncăm după 4. Păi hai, după 5. Dar nici de cum după 6. Nici de cum. Nu, după 4. Eu zic după 4, 4 jumate maxim. Cât mai mult lichid, dar nu dulce. Fructe, legume, carne slabă, pește. Niște lucruri foarte simple pe care le știm cu toții, dar în afară de a ști, mai e nevoie să le și aplicăm. Eu tare vroiam. Nu pot să spun că, uite, de la 7-6 ani vroiam să devin cântăreață, vedetă, nu. Dar atunci când am înțeles că pot să cânt, chiar îmi visam să ajung pe scene mari. Uneori credeam că nu o să pot, uneori vroiam doar să fiu o profesoară la școala muzicală sau la colegiul muzical, să predau vioara sau vocalul. Dar totuși cred că ambițiile și un altceva mă împinge mereu. Cred că în 2005, atunci când am prezentat primul meu album, Ce n-aș da, și cu o publicitate mică, dar am umplut toată sala cu orgă. Și atunci, fiind puțin cunoscută, am adunat multă lume și am vândut și toate discurile și atunci cred că am înțeles că lumea mă vrea. Uneori și mie îmi pare că dacă la conducere ar fi mult mai multe femei, am face mai multă treabă bună. Pentru că femeile mi se pare că totuși au o mai mare responsabilitate față de această viață, față de societate, ele sunt mame. Știi, o prietenă întotdeauna în glumă mă întreba, spune, de ce noi întotdeauna suntem mai deștepte și învățăm mai bine și facultatea o terminăm cu brio și tot ei devin președinți de țară? Păi vezi, eu până acum nu am găsit ferm acest răspuns sau ei ne impun totuși să ne găsim locul la bucătărie sau noi suntem mulțumite cu ceea ce avem? Eu nu știu. Eu cred că dacă aș găsi acea cheie, aș sparge mult mai multe, nu aș sparge, aș intra pe mult mai multe uși. M-am căsătorit după facultate. Da, am făcut facultate, apoi m-am căsătorit, apoi s-au născut ai mei doi copii, apoi am divorțat și apoi am intrat într-o altă căsătorie. Foarte simplu. Mie mi-era frică să trăiesc așa până la adânci bătrâneți. Cred că asta e unicul motiv. Frică de singurătate fiind în cuplu, da. Așa cum și închipuie toată lumea, așa cum își visează toată lumea, toate fetele care cresc mari și visează să se mărite și să aibă o căsnicie fericită, cam așa e acum. Nu știu, eu cred că ar fi mai corect să fie invers pusă întrebarea, cum l-au acceptat ei pe el, l-au acceptat, îl iubesc, da.
nu știu, vorbesc cu ei ca și cu maturii, pot discuta absolut orice, pot să le cer sfaturi de acum și nu-mi închipui vacanțe fără ei. Frumos, romantic, în ajun de Crăciun. Ce s-a întâmplat? S-au produs minuni în ajun de Crăciun? Da, cred eu că da, atunci s-au produs și minuni. Nu știu, a trecut o scânteie între noi, deși ne cunoșteam de foarte mult timp. Dar atunci ne-am privit altfel și cred că am înțeles că lucrurile vor evolua. N-am știut că o să evolueze până la 6 ani de căsnicie. Deocamdată e bine și cred că e primul bărbat din viața mea cu care spun că dacă azi e bine, e bine. Și mâine, nu știu cum va fi, așa va fi, dar sunt mulțumită pentru ziua de azi și pentru tot ce a făcut el până în ziua de azi, pentru mine și pentru copiii mei. O cum se cădene la maximum, imensă, un suflet mare, onestitate, ochi albaștri profunzi. Eu nu cred că pentru a comunica cu un bărbat poate să mă împiedice vârsta. Fiul meu are 8 ani și am destule de vorbit cu el și mi este întotdeauna interesant să-l ascult. E altceva pentru o căsnicie, ca și soț și soție? Nu știu, eu cred că fiecare își alege singur și absolut nimeni nu poate să spună nici rețeta și nici să spună un da sau nu. Nici măcar să se dea cu sfatul. Cred că în diferite etape ale vieții, acel gust de fericire este absolut altfel. Foarte deseori eu mă simt tare, tare fericită, chiar în stare de euforie, atunci când eu cânt și văd cum se pupă lumea dansând sub piesele mele. E o mare fericire, cu multe emoții frumoase. Nu știu, cred că ar fi păcat să meditez foarte mult eu, Geta Burlacu, la întrebarea aceasta. Oare ce este fericire? Pentru că, în principiu, eu cred că sunt o femeie fericită, sunt o femeie împlinită, am 2 copii frumoși, slavă Domnului, sănătoși, am un soț care mă iubește, am un lucru care mi aduce mare satisfacție, chiar dacă mi este uneori foarte greu și obosesc, până la urmă, anume acest lucru mi aduce o mare satisfacție și bani ca să-mi cresc copii și să-mi continui cariera de cântăreață.